Dinamoviștii și ceferiștii au terminat anul cu victorii la limită la același scor. La Târgu Mureș, dinamoviștii au fost cu gândul la Cornel Dinu, a cărui soție a încetat din viață. Dedic această victorie lui Cornel Dinu, atât eu cât și echipa, pentru că trece prin momente foarte grele. Echipa lui Ciobotariu a ratat prima după 6 minute. Luchin a trimis puțin pe lângă la o fază fixă. Golgheterul Ligii, Marius Nicolae, a dat și el emoții lui Albuț, care nu a putut reține șutul dinamovistului. Dănciulescu a fost aproape de gol chiar în debutul reprizei secunde, dar Albuț a reținut execuția atacantului dinamovist. Dănciulescu și-a ajutat echipa mai mult peste 2 minute, a obținut un penalti după un contact cu veteranul Ilieș. Marius Nicolae a transformat și a ajuns la 14 reușite în acest sezon. Neînvinsă de 4 etape, pe Târgu Mureș putea egala în minutul 71. Diego Ruiz a fost aproape de gol. Peste alte 3 minute, tot Diego Ruiz a fost iar aproape să-și facă fericiți foștii colegi de la CFR Cluj. Mingea trimisă de argentinian a căzut pe transversală, iar Dinamo termina anul cu un punct în fața CFR-ului. A venit Dinamo principala favorită la titlu? Nu, este prea devreme să spunem. Mai este de jucat un retur. Mai sunt de jucat 16 jocuri, nu? Că asta a fost prima etapă. Mai sunt de jucat 16 jocuri. Dacă avem liniște, să putem să ne pregătim bine, eu zic că putem face o surpriză frumoasă în acest campionat.